Da, uite acum, cum mergeți la Dunăre. Când merg la Dunăre vreau să iau un partener. Dacă ei nu se hotărăsc, mă duc singur, n-am ce să fac. Dacă ei se hotărăsc, dom'le, vrem să stăm și noi două zile, că le place și la lor. E scrumbie, până la urmă, e pescuit frumos. Eu dau de 9 ani, ăsta e al 10-lea. Dar să prinzi unde e și peștele, știți? Acum suntem la baltă la Flamina, bineînțeles. Și vorbim de scrumbie că suntem după Florii 2016, timpul e închis, foarte închis aici la Flamina. Domnul profesor aici e cu musca, dar eu mi-a ridicat gulerul la geacă. Iar începe să bată. Știți ce zic cei de la YouTube? Domne, nu știu dacă aveți dreptul de utilizare comercială și mă filmez și eu singur, vedeți? Filmez ca să vadă lumea că sunt eu și fac filme. Adică că sunt făcute de mine. Aici atacă peștele musca. Lumea e cam dezorientată, nu mai știu unde să mai meargă la pește. E vine aici la Flamina și dăm la oblete, până la urmă contează distracția. Dar nu mai e mult până pe 25 mai. Mai e, mai cu trece. 25 mai, că e 10 iunie. Nu, în zona de frontieră sunt... Așa e o lună jumate. Corect, e o lună jumate, așa. Mamă, și ce o să dau la niște pești mari. Mi-am luat două bețe, o să vi le arăt eu. De la Alin, de la prietenul meu Alin. Trebuie să intrați și pe canalul lui Alin, am un prieten. Face și el filme, a lucrat în Italia. Face și un canal video să-l dezvolte. Am zis să-l iau partener, să unde merg eu să mai meargă și el. Să-și facă material. Înțelegeți? Să-și dezvolte și la afacerea, că dacă nu faci material, omul la ce să uite. Și o să mergem împreună pe gura Jiului, unde sunt pești mari. În caz că mă trage un pește în apă, să mă ajute el. El e mai tânăr. Unde ați mai fost acum în iarnă? Păi... mai mult la babușcă pe verticală. Nu m-am uitat, în iarna asta nu. Mai mult la babușcă pe verticală. Păi n-am făcut filme din august trecut. Păi probabil că n-am făcut. N-am mai văzut nimic nou. N-am mai făcut, a fost camera defectă. Dar am prins la experiență. Deci vreau să vă spun, 200 de ștucie de colea. Unde sunt? Ce a frins Gabriel? Numai lumea nu știe că n-a văzut nimic. Mi-a rupt strunele, mi-a vai de capul meu. Un wobbler șmecher, dacă îl vedeți wobbler ăla, la știi lumea, și costă 10 lei. Dar n-am mai adus băiatul ăsta, o să-l caut acum, un wobbler deștept. Un delta? Nu, părul old. Da. A fost populat și știu că adânc senin am mâncat pe toate barajele, ca la nebun. Unicii care ar fi venit de sus. Când a fost viitura aia, a venit pește mult, că era pe Valea Sibiului, e multă ștucă. Ne duceam noi, era mult clean și avada. Face, domnule, și știu că dacă a venit nămolul cu ăstea, a văzut un băiat când le ducea curentul de vale. Da. La Wobbler? La Wobbler am luat, da. Păi nu-mi place mie la view. O să dai la view, nu-mi place. Static. Trebuie să te plimbi cu peștișorul de acolo. Hai, dar ce să nu-i plimbi eu mai bine un Wobbler? Un Wobbler? Da. Nu e stilul meu ăla cu staticul. Nu. Nu, că e și eu o chestie. Dacă îi pui la ștucă unde nu e ea, poți să stai mult și bine. Corect. Să zici că nu trage ștuca. Trebuie să te plimbi cu ea. Așa, cu voblerul, undeva treci pe lângă ea și o enervezi și atacă. Mai stau puțin, fac odihnă. Mai stați puțin, mai luăm și noi o pauză mică aici, uite, peștele încă mai joacă, papă. Mă doare, mă. Haideți că da. Dau și eu o leacă, dacă ei mai facem o filmare. Ia, mai dați? Da. Vreau să dau și eu... Vă dau ceva de lucru? Un minut? Da. Da, așa, să vă butoane. Da, să n-apăs pe butoane. Nu m-a filmat nici pe mine. Să mă obișnuiesc cu echipa de filmare. Ia, uite. Domnul Gabriel Ivan încearcă să prindă oblete la Flamina, la muscă. Am văzut. N-am ștorul eu la mine. Fă
făceam așa un pescuit la muscă la crap. Da. Crapul merge la muscă. Dom'le, am auzit treaba asta. De fapt, am și văzut un film la televizor în care dădea la un soi de muscă. Dom'le, și îl prindea. Dar mai mult se ducea el după el, adică îl găsea și se ducea la el. Vedea unde e crapul, știi? Nu stătea să aștepte să vină crapul. Ideea e că fiind baltă... Se ducea el după crap. Mai micuț aici, aici poți să-i dai... Bine, dar trebuie muscă zdravână, gândac îți trebuie, nu musculiță de asta. Da, gândac și între apă un fel de streamer, așa. Da. De peștișor. Sau viermișor, eu cred că trebuie încercate și ca la orice pește modelele. Că el oricum, dacă nu știu ceva în apă, peștele și soapă îl încearcă cu necurată. Ați văzut cum a fugit cu pută? Da. Deci peștele și... Acum am băți moale, toate că noastră v-ați obișnuit, eu nu dau cu... Știu! Știu, dați cu ăla rigid! Fir textil și băți mai... Un drill la oblete. Drill la oblete care nu e oblete. Eu nu mă descurc cu drill. Mai trebuie. Se trag foarte ușor. Așa trăgeam la papuși. Dar babușca unde a atacat-o? La suprafață? Nu, între ape. Între ape, e? Aici e posibil să luăm și crap. Mai să-mi dau un parc. Aici e cam bătut așa de soartă. Da, dacă ai o inspirație. Sau atacă foarte slăbuț la suprafață, trebuie să facem scufundător. Imediat schimbă scufundător, dăm scufundător. Și după aia începe distracția adevărată, că acolo între ape e masa lui acolo. Acolo nu mai are. Adică într-un fel, într-un fel el știe că... Ia uite-l. Și în timpul cum e, rezervura mai palmează. A fost mai fometos. Da, unii atacă frumos, uite. Cu verde. Cu verde, da. Unii cu verde, unii cu negru. Cu... Da. Cu aceasta cu verde. O ținem ca model. Da. Ia uite ce frumos. Ia uite. Da. Bravo. Ia super. Sunt mulți pești care trebuie la multe. Anul ăsta vreau să fac multe. Și pe Delta Dunării. Prezentarea cu șnurul de muscă, cu muscă mare. Am avut niște partide foarte frumoase la șnur. Cum adică șnur? Adică cel de păstră. Înțeles. Se pune muscă mare, cârlic de 15-0. Cu mulineta aia specială, cu da, rola aia. Mulineta e doar de strâns în linia. Da, că altfel o... Se lansează așa. Am văzut, da. Dar de ce se lansează din a doua, a treia încercare și nu din prima? Care e explicația? Nu trebuie ieși să iasă firul. Da, aia se face. Să duce în firul. Da, nu se duce singur. Deci în momentul eu când fac mișcările, trebuie să întind firul și dau drumul cu firul. Iar măresc și forța.
porța de aruncare. Da, n-am știut niciodată aia, da. Și acolo sunt niște chestii, azi le explică puțin pe timp. Deci eu când am dat, trebuie să, bă, să-mi ies să lucreze între ora 11 de la ceas și ora 1. Așa. Când scot mai mult fir, nu mai dau cu forța asta ușoară, că nu se duce. Vă dați seama. Atunci dau cu forță și în același timp și opresc ca să rămână bățul la ora 11. Că dacă îl dăm mai în jos în momentul lansării, când zic firul, o să vină bățul cu firul în apă, în față, dacă las mai mult în spate, vine firul în apă și nu mai poți să-l lasi. Și nu mai poți să-l lasi. Deci trebuie ținută paralel, ca să-l ții paralel firul, să se ducă să-l lunge. Am înțeles. Ora 11, ora 11. Când vreau să-l așez pe apă, las bățul mai jos, la 45, și trag ușor de fir. Liderul care e conic, o să se oprească, liderul vine frumos, desfășoară și se așează mult apă. La știu că n-am folosit conic, am pus de la, am pus fir de unde se termina firul de, de normal, fir de 40, 1,20 m, 1 metru ăla și musca mare. Am dat fără strună, fără nimic. Acum o să folosesc unul de clorocarbon, că am înțeles că nu prea le aud așa. Uite. Ia uite. Ia uite. Da. Că nu le... Nu l-ar tăia așa repede. Ia să mai dau din nou, am avut niște tăpă. Ia uite, n-a luat. Nu. Trebuie să vă pregătiți un echipament de... pentru ăsta. Un fir de exter și un tot mai... De muscărit. Da, măcar fir de exter și vârză, dar... Normal când sare trebuie să dau și țepă pe da. Dar e acolo, uite. Ia. Da. Ia uite. Păi, să-i dau țepă trebuie să-l plic cu musea în gură, că el apucă și o scuipă. El apucă și o scuipă, da. Dacă n-am așa fi bățul moale, când să dau să-mi dau bățul, nu zic. Așa scuipă, e. E mai rapid ca mine. Dar dacă-i barg, dacă-i bag firul textil și bățul de carbon, atunci e altă distracție. El a zis că ia viermele. Înghiță, cât are gura de mică, vedeți? Da. Și-a înghiță. Nouă ni se pare musca mică, dar vedeți pentru gura lui? Exact. Ar trebui cârligile care mi le-ați dat. Așa e. Deci au început să vâneze musculiții, vedeți? Da, da, au început. E 5. Cât e ceasul, chiar? E 5. Aici nu scrie. Cât e Vlad de ceasul? E 5? E 5, 5 jumate? Cât e? 5. A, n-a terminat. Acum termină balastiera, a? Da. La baza asfierei lucrează. Ia uite. Uite. Păi, să văd atacurile. Da. Au început mai mult. Mai mulți atacuri. Da, stai, una e filmatul cu... Până diseară e muscărit ca lumea. Una e filmatul cu ăsta, altul e filmatul cu camera. Acolo mai faci zoom, mai faci ceva, te apropii, da, cu imagine. Eu nu știu dacă la telefon ăsta se poate face. Nu știu nici eu. Eu am unul de ăsta și nu-l mai folosesc, că e prea fin și cum apăs pe el, cum se întrerupe, cum, nu știu, nu merge. Nu. Un prieten de-al meu are un telefon și poate să facă zoom. Păi înseamnă că putea. Nu știu, nu mă întrebați că... Nu, văz, nu. Nu. Bine, dar una e camera, alta este. Ce să mai zic? Aia e specială pentru așa ceva. Mai dau o dată și... Oricum, Vlade, prins, pune-o la loc, a sărit aia, te rup. Dar scrumbie câtă poți să iei? Oricâtă. 5 kg. Nu, pe bune, cât poți să iei? Acasă să reții? Da. 5 kg. Așa-i, așa-i legea? La cu interior, 5 kg. 5 kg, e? Da. Pare cam puțin față de 100 de kg. Ele sunt cam 4 la kil. Ele sunt cam 250 de grame. Da. Restul faci pe schimb scotuși. Prinde și eliberează, faci timp, faci. Dacă vrei așa de conștiință să fii super legal. Bun, dacă vrei să fii super legal. Dar se prind 5 kg într-o partidă? Se pot prinde? Deci din barcă s-au prins și 100 de kg de persoană. Așa, da. Te duci după ea cu barcă. Corect. Dar de pe mal nu prins 5 kg. De pe mal se ia și pe mal. De ea până se trebuie. Da? De
ideea e că trebuie să dăm cu două munce, să vedem cu care este salariul. Deci legile sunt așa, legile, să respectăm legile românești, două munce. Două muște? Păi da, ca să iei 5 lei de pești, să ajungi două muște. Dar de fapt cât ar fi cel mai bine? Cu cât să dai? Eu i-am spus, domne, am o firmă de articole de pescuit, chiar mi-a zis, și mi-a zis cineva și m-a întrebat, domne, de ce nu facem și noi, deci de ce nu facem și noi cu legile astea? Domne, că așa sunt legile făcute. Da, domne, dar eu n-am vândut un articol, că la răpitor nu e deschis. Am deschis o dată și oamenii au luat și altceva. Și ne-am hotărât să închidem. Vezi, v-ați hotărât de asta, dar nu e o idee bună pentru afacerea mea. Și ca să vrei bani la buget, că tot te faci, trebuie să dezvolt afacerea. Deci răspunsul a fost următorul. Cum, zice-mi, mâine mă și închid firma. Nu mai vedeau nimic la impozit, zic că n-am, dacă nu mi-ați asigurat nicio condiție. Ce nu e nicio problemă. Știți cine a răspuns? Ca să vadă și telespectatorii. A zis, s-au închis atâtea filme și dacă mai se închide atâta ce? Da. Deci ei vor să ne închidă de tot, normal. Să rămână doar filme străine. E normal. Și eu atunci mă gândesc, eu ca cetățean român care nu mă angajează nimeni sau am probleme, noi cu ce, cum ne mai dezvoltăm? Așa e. Cum ne mai dezvoltăm? Vrea să trecem la ISIS? Păi dacă vreau să trec la ISIS, s-a făcut, mă duc la ISIS. Cumpăr 7 arme automate și trec la ISIS. Ce mai are să putem? Dar noi nu vrem să trecem la ISIS. Trebuie să facem ceva bun pentru români. Oricum, știți cum e treaba? Legea lor cu legea naturii e altceva. S-au născut și ei, i-a creat, domnul, au făcut niște legi pentru ei. Și omul normal nu e obișnuit cu legile pe care le impune. Că și noi, dacă le-am impune ca cetățeni, le-am impune niște legi să avem noi 2000 de euro și să aibă ei 10 milioane, da? Să facem invers. Să vedem dacă le convine. Nu, dacă nu le convine, care trebuie? Să nu mai faci țuica la cazan, să moară găina dacă nu e viară. Că dacă n-ai semnul 666, nu mai poți să vii să cumperi. Aici se vede lucrarea diavolului. Deci oameni, domnule, dacă lucrezi cu Dumnezeu, ce treabă are omul dacă prinzi un pește pe prohibiție și l-ai mâncat? Parcă stârpești natura. Păi știu ca câți pești cu icre mănâncă. Deci Dumnezeu ne-a făcut să ne hrănim. Da? Și dacă să te hrănești, cu ce Dumnezeu, ia cât îți trebuie, cât să mănânci într-o zi? O jumătate de kilo de pește, mai mult mai mult. Dacă o jumătate de kilo de pește nu stârpești nimic. Dacă e să nu faci plase și curești toată. Și omul trește natural, fericit și sănătos și n-are de legile făcute de altfel. Dacă vrei să exploatezi pe oameni, faci legi. Să exploatezi. Dar să vedem unde ajungem acum, că extratereștri suntem la mâna lor, ne urmăresc de aproape. A luat-o? Ia uite. Și în curând o să mergem la extratereștri. Toată lumea. Și cei care fac legi și care fac legi, se contează. Și Dumnezeu ne judecă după judecata dreaptă. E 5, trebuie să iau medicamentele. Gata, haideți să fiu și eu. Cum închid domnul Ivan? Apăs pe roșu. Apăs pe roșu.